Soarta refugiaților din Ucraina este deseori decisă de bani. Pentru 500 de euro, grănicerii Ucrainei lasă și bărbații să iasă din țară. Chiar dacă aceștia, prin lege, sunt obligați să rămână și să lupte pentru apărarea țării, dar și pentru locurile unde s-au născut și au crescut. Intrarea în Vama Moldovenească de la Palanca este asediată de mașini de 10.000 de euro, de care se sprijină tineri refugiați ce își așteaptă mamele, surorile sau iubitele să treacă la pas frontiera dinspre Ucraina. Printre limuzine imense se mișcă fără direcție conaționalii ce au scăpat din haosul teribil al războiului doar cu hainele de pe ei. Asta este imaginea inegalității sociale pe care războiul nu a șters-o în Ucraina, pentru că astăzi Ucraina e modelul rezistenței pentru întreaga lume liberă. Dar mai există o Ucraina, cea care în peste 30 de ani de când s-a rupt din URSS a rămas destul de săracă și polarizată, coruptă și indiferentă cu minoritățile. Peste 50.000 de cetățeni ucraineni și-au părăsit țara în primele 48 de ore ale invaziei, fugind din calea rachetelor care au șuierat deasupra marilor orașe și a soldaților ruși care au înaintat până în cartierele mărginașe ale capitalei Kiev. Majoritatea dintre ei au ales să treacă granița spre Polonia și Republica Moldova, două țări care împreună împart o frontieră de aproape 1000 de kilometri cu Ucraina. Și poate chiar mai important pentru unii refugiați, aici autoritățile naționale au decis de la început să-i accepte și pe cei care nu dețin un pașaport să fugă din calea războiului, o decizie care a fost luată abia mai târziu de România.